Decizia judecătoriei Râmnicu-Vâlcea ce va fi redactată în cursul zilei de mâine și eventuala contestație din partea primarului ales va fi judecată cu celeritate. La noi a fost înregistrat dosarul 6307 din 2016 și s-a dispus invalidarea alegerii domnului Gutău Mircea în funcția de primar pentru neîndeplinirea condiției de eligibilitate, constând în inexistența unei hotărâri definitive prin care s-a aplicat interdicția exercitării dreptului de a fi ales. A fost prevăzută calea de atac de 30 de zile, care poate fi exercitată. Candidatul Partidului Ecologist Român pentru funcția de primar al Râmnicului spune că judecătorii aveau dreptul să ceară acte suplimentare care să-i ateste dreptul de a vota și de a fi votat. El așteaptă redactarea oficială a deciziei pe care o va ataca și este convins că va avea câștig de cauză. Eu, dreptul judecătorului să verifice dosarul așa cum trebuie, cu toate că dosarul a fost verificat la Biroul Electoral Municipal și am toate documentele necesare, eu respect opțiunea domnului președinte al judecătorii prezintă. Aș fi fost încântat dacă mi-ar fi solicitat să dea o amânare de o zi, să-mi solicite acea hotărâre, pe care, pe bună dreptate, vrea să o vadă. În ceea ce îi privește pe vâlceni, părerile sunt împărțite. Unii spun că Gutău și-a câștigat dreptul de a fi primar în urma alegerilor locale. Alții că în fruntea primăriei ar trebui să vină o persoană care nu a fost condamnată. Părerea mea e și așa, și așa. Dar cred că e bine că să vină altul care n-a avut probleme cu banii, cu treburile. Nouă ne-a plăcut. V-a plăcut? Ne-a plăcut foarte mult de el, în sensul că a fost un domn foarte gospodar, a făcut foarte, foarte multe lucruri cu, cum să spun, cu inteligență mare. Cert e că Râmnicu-Vâlcea trebuie să aibă un primar care să fie gospodar și să fie mai în folosul populației, nu? Că pentru asta alegem un primar. Să ne facă treburile noastre care ne dorim noi, un oraș mai curat, mai bun și să creeze niște locuri de muncă sau să atragă niște investiții pentru populație, că asta este interesul nostru, nu? În cazul în care contestația lui Mircea Gutău o să fie respinsă, se va dispune organizarea de alegeri parțiale pentru ocuparea funcției de primar în termen de maxim 60 de zile lucrătoare. Mircea Gutău a mai fost primar al Râmnicului în două mandate și a fost condamnat de două ori pentru acte de corupție.